Bună! Bine ai venit pe Hai la Film! Astăzi voi explica un film italian cu supereroi fantastic numit The Invisible Boy. Aveți grijă la spoilere! La începutul filmului vedem un băiat pe nume Michele Silenzi mergând pe bicicleta lui spre școala lui din Trieste, Italia. Are o bagnotă de 50 de euro cu care plănuiește să-și cumpere un costum pentru o petrecere. La școală el stă în spatele iubitei lui de multă vreme, Stella. Ora lor este întreruptă de un ofițer de poliție pe nume Giovanna, care se întâmplă să fie și mama lui Michel. Ea este acolo pentru a se interesat despre dispariția unui student. Giovanna cere clasei să informeze poliția dacă au auzit ceva de la elevul dispărut. După ce ea pleacă, lui Michele începe să-i sângereze nasul, așa că el fuge la baie. Bătăușii săi, care îl deranjează de multă vreme, îl amenință să le dea toți banii. Se întoarce acasă descurajat de incident, scoate câțiva bănuți pe care economisise și decide să cumpere unul cu banii. Michele vizitează apoi un magazin cu aspect degradant și cere un costum de supererou. Negustorul îi întinde o salopetă strânsă și o pelerină proastă. El susține că este costumul unui supererou chinez. Michele nu prea pare să-i placă costumul, dar îl cumpără oricum. Când Giovanna se întoarce acasă de la serviciu, îl vede pe Michele în costumul lui, refuzând să meargă la petrecere pentru că el crede că arată prost. Ea îl asigură că arată foarte bine și îl trimite la petrecere. Acolo Michele se bucură și chiar vorbește cu iubita lui, Stella. Dar apoi bătăușii lui redau un videoclip cu Stella mergând pe stradă. Ei susțin că videoclipul a fost găsit pe telefonul lui Michele și că a urmărit-o pe Stella. Michele este jenat și aleargă la baie și se încuie. Toți colegii săi bat în ușa de afară, cerându-i să o deschidă. Michele este frustrat și își dorește să fie invizibil chiar înainte să se stingă luminile. În următoarea scenă îl vedem sărind pe fereastra de la baie și se întoarce acasă. A doua zi dimineață, Michele se trezește când câinele lui latră la el. Nu-i acordă prea multă atenție și merge la baie să se spele pe dinți. Când se uită în oglindă, Michele este foarte șocat să-și vadă doar halatul și periuța. Corpul lui este invizibil în oglindă. Michele iese repede afară și își scoate halatul. Chiar atunci, mama lui intră și îl ignoră complet pe băiat, dovedind că doar Michele se poate vedea pe sine. Când începe să se uite în jur, Michele scrie repede că a mers de vreme la școală pe hârtie și o pune pe pat. Giovanna o citește și respinge acest lucru. După ce a părăsit camera, îl sună pe Michele pe telefonul lui. Michele invizibil îl ridică și îi spune că este bine. Confuz cu privire la ce ar trebui să facă în continuare, se îmbracă în haine cu mâineci lungi. După ce și-a acoperit fiecare parte a corpului, merge la școală și urmărește pe Stella din depărtare. Michele își observă apoi bătăușul și plănuiește să-i dea o lecție pentru că l-a deranjat atât de mult. Își scoate hainele și intră în școală gol și invizibil. În timpul orei, el ridică pistolul de la paintball al bătăușului și îl folosește asupra profesorului, făcându-l pe profesor să-l suspende pe bătăuș. Apoi Michele se îndreaptă spre vestierul fetei și le privește dezbrăcându-se. Deodată un prosop aterizează asupra lui, făcându-i silueta evidentă pentru toată lumea. Chiar atunci puterile lui încep să se estompeze, făcându-l vizibil din nou. Fetele țipă când îl văd pe Michele gol sub prosop. A doua zi dimineață, Michele este în clasa lui, unde un psiholog pe nume Vasili ține o prelegere despre sănătatea mentală a adolescenților. Doi dintre colegii lui Michele au fugit de acasă în ultima lună, așa că el crede că este necesar să înțeleagă modul de gândire al adolescenților. În timp ce Michele ascultă prelegerea, mâinile lui încep să strălucească și brusc dispar. Din fericire, cursul s-a terminat și el fuge înainte ca cineva să-l vadă dispărând. Se grăbește acasă acoperindu-și toate părțile corpului și o vede pe sora lui, Candela, în camera lui. Michele cere să coboare scările în timp ce se confruntă cu un perete. Candela este suspicioasă și deschide și ușa pentru a face să pară că a plecat. Michele nu se întoarce să verifice și începe să se dezbrace de haine. Când se întoarce, Candela țipă de frică văzând că fratele ei este invizibil. Michele o calmează și îi spune că costumul lui i-a dat superputeri. Între timp, la secția de poliție, psihiatrul Basili lucrează cu Giovanna pentru a investiga copiii dispăruți. Giovanna insistă că acei copii ar putea fi răpiți, dar Basili susține că sunt doar rebeli, ceea ce este normal pentru vârsta lor. Când Giovanna se întoarce acasă, Michele este încă invizibil. Giovanna vorbește cu cineva la telefon, dezvăluind că Michele este adoptat. Michele este surprins și rănit. Iese din casă către un leagăn din apropiere. În timp ce el se leagănă, Stella ajunge acolo și crede că Michele este o fantomă. Ea nu pare să fie speriată și, în schimb, îi cere să fie prietenul ei. El face o față zâmbitoare pe nisip pentru a comunica cu ea. Cei doi decid să se reîntâlnească. După ce Stella pleacă, Michele vede un bărbat în apropiere care se uită la el, deși este invizibil. Bărbatul pleacă folosind un băț, dezvăluind că este orb. Noaptea, Michele vizitează casa Stelei. Stella este încântată că și-a făcut un prieten invizibil. Cei doi se sărută, dar chiar atunci puterile lui Michele încep să se estompeze. Fuge înainte ca Stella să-i poată vedea fața. Mai târziu, Stella este singură la cursul ei de gimnastică când un ac o lovește pe la spate. O face să cadă inconștientă. În altă parte, Michele a decis să-i spună lui Stella că el este băiatul invizibil. El se îndreaptă cu câinele la ora ei de gimnastică. Când ajunge la clădire, vede un bărbat mascat care o poartă pe Stella. Michele îl atacă pe bărbat, iar câinele îl mușcă de mână. Totuși, bărbatul reușește să scape împreună cu fata. Ulterior, polițiștii sosesc la fața locului. Ei își dau seama că acei copii
copiii dispăruți nu fugeau, ci au fost răpiți. Stella se trezește într-o clădire ciudată cu capul atașat de mai multe fire. Psihiatrul Basil este acolo interogând-o. Se dovedește că el este cel care a răpit copiii. Ei fac niște teste pe fată și o trimit într-o celulă. Doi dintre prietenii ei care dispăruseră înaintea ei sunt și ei acolo. A doua zi Michele este singur pe o plajă din apropiere când deodată îi apare în față orbul din ziua precedentă. Bărbatul răspunde la toate întrebările lui Michele înainte de a le putea pune. Este ca și cum ar putea citi gândurile. Când Michele îl întreabă cine este, bărbatul dezvăluie că numele lui este Andreij și este tatălui Michele. Băiatul nu-l crede pe Andreij și îl acuză că a mințit. Andreij începe atunci să-și pună povestea. El a fost un om normal dintr-un orășel din Rusia, până când o explozie nucleară devastatoare a lovit orașul. Radiația a ucis o mulțime de oameni și a făcut o schimbare permanentă în alții. ADN-ul lor a trecut prin mutații, dându-le abilități supraomenești unice, cum ar fi zborul, telepatia, invizibilitatea și așa mai departe. Acești oameni au fost numiți specialiști și au fost duși într-o tabără militară numită divizie pentru a se folosi ca arme. Divizia a folosit peste capacitatea lor. Cu cât au folosit mai multă putere, cu atât a devenit mai slabi. Un alt efect secundar a fost că toată lumea era infertilă, cu excepția mamei lui Andreiș și Michele. Așadar, apariția unor noi speciali a fost imposibilă. Cei doi l-au adus pe lume pe Michele, care a fost primul copil special. Dar de îndată ce s-a născut, l-au luat, așa că părinții au decis să fugă cu Michele și au avut succes. Dar oamenii din divizie nu aveau de gând să dea înapoi. Au urmărit cuplul pentru a duce copilul înapoi. Tatălui Michele avea puterea de a citi gândurile oamenilor, în timp ce mama lui avea puterea de a fi invizibilă. Andreiș a reușit să fugă cu Michele, dar soția sa a fost ucisă de divizie. Andreiș știa că Michele nu era în siguranță cu el, așa că l-a pus în fața ușii Giovanei după ce i-a citit gândurile și a confirmat că este o persoană bună. Acum, oamenii diviziei au aflat că puștul special locuiește în oraș, așa că răpesc copiii și testează pentru a vedea dacă sunt speciali. După ce și-au ascultat adevărata origine, Michele este șocat, aproape că nu crede, dar Andreiș spune că nu are mult timp să vorbească pentru că pescarul de lângă ei crede că Andreiș este suspicios și a sunat la poliție. Andreiș îi dă lui Michele un costum care devine invizibil împreună cu corpul lui, apoi șterge memoria pescarului și pleacă. Poliția sosește în scurt timp împreună cu Basile. Giovanni dezvăluie că Michele este adoptat, ceea ce îl face pe Basile să creadă că el ar putea fi copilul special. Se oferă să-l ia pe Michele acasă. Când ajung acasă, Michele observă rana de la mâna lui Basile, care se află exact în locul în care câinele său îl mușcase pe răpitorul lui Stella. Se uită la bărbatul suspicios și încearcă să fugă. Se pare că Basile a încuiat toate ușile și plănuiește să-l răpească. Michele fuge într-o cameră și scoate hainele devenind invizibil. Reușește să scape în timp ce Basile îl urmează. Când sunt pe străzi, Michele îl vede pe bătăușul său, Ivan, pe bicicletă. Se așează în spatele lui și cere să plece repede. Ivan, nervos, o face. Când ajung într-o zonă sigură, Michele se dezvăluie lui Ivan și îi spune totul despre răpirea colegilor lor de clasă. Între timp, Stella și prietenii ei văd sistemul de ventilație pe tavan. Se cațără unul pe altul, iar Stella reușește să iasă afară. În timp ce se ascunde de paznici, ea urcă într-un turn și ajunge la o lumină. Crezând că prietenul ei invizibil o caută, ea face o față zâmbitoare la lumină și o ridică spre cer. Michele vede chipul zâmbitor și își dă seama că este Stella, care încearcă să-i trimită un mesaj. El și Ivan urmăresc lumina, dar de îndată ce ajung acolo, Stella este prinsă de gardieni. Ivan provoacă o defecțiune electrică folosind pistolul său de paintball, în timp ce Michele invizibil intră înăuntru. Îl vede pe Basile și oamenii lui monitorizând-o pe Stella și pe Andreiș, care s-au unit forțele să-l caute pe Michele. Apoi intră mai departe și dă afară un gardian. Folosindu-și pistolul, el amenință pe celălalt gardian că va deschide celula în care Stella și ceilalți sunt prinși. După ce i-a scos afară și i-a prins pe paznici înăuntru, Michele se dezvăluie prietenilor săi, care sunt peste măsură de surprinși. Băieții vor să fugă, dar Stella insistă să salveze un bătrân pe care îl văzuse închis într-o altă cameră. Ea și Michele merg să-l vadă pe bărbat, dar Stella îl duce la răufăcător și îndreaptă pistolul către Michele. Ea cade brusc inconștientă, iar bătrânul din spatele ei începe să vorbească. Se dovedește că el are puterea de a controla mintea. El i-a controlat pe Basile și Stella pentru a-l aduce pe Michele aici. Apoi dă jos un submarin și pune pe Michele și Stella în el. Bărbații îi duc pe cei doi în mare. Tocmai atunci Andreiș și Giovanna ajung la loc să-l întâlnească pe Ivan. Clădirea a fost setată să explodeze în câteva secunde. Aceștia îi salvează rapid pe cei doi copii răpiți și pe Basile din interior. Andreiș își citește gândurile lui Basile și își dă seama că cineva îl controla. Ei se îndreaptă repede către clădire care explodează în bucăți imediat după.
Întors în submarin, Michel își descoperă puterea de telechinezie și începe să distrugă locul. Folosindu-și puterile, el reușește să-i omoare pe oameni și să se salveze pe sine și pe Stella. Se întorc în sfârșit pe mal, unde le așteaptă multă lume. Michel devine invizibil în fața lor, etalându-și puterea. Andrei și spune lui Michel că vor trebui să îndepărteze amintirile tuturor pentru că divizia va veni din nou să-i caute. Michel îl obligă să o facă și o sărută pe Stella pentru ultima oară. Andrei și spune lui Michel că se va întoarce și pleacă după ce a șters amintirile tuturor. Apoi toată lumea revine la viața lor normală. Scena trece undeva în Rusia. Mama lui Michele, despre care se credea moartă, a fost doar rănită în timpul întâlnirii. Ea învisese divizia pe atunci și acum o conduce. De fapt, ea a fost cea care trimis acei oameni să-l aducă pe Michele înapoi la ea. Femeia este acum împotriva tuturor oamenilor normali, care se uită la ei de parcă ar fi niște ciudați. În cele din urmă, un gardian o informează că, deși l-au pierdut pe Michele, au găsit-o pe sora lui geamănă, Natasha. Un clip din trecut ne arată că Andrei a fugit cu doi copii în acea zi. Filmul se termină când gardianul îi spune mamei lui Michele că Natasha se află undeva în Maroc, sugerând o continuare. Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri ca acesta, activați notificările și lăsați un like pentru a ajuta canalul. Mulțumim pentru vizionare!